Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Marius și astăzi o să vorbim de un story time, o idee mai lung. O să vorbim de toate mașinile care le-am avut de când mi-am cumpărat permisul. Bun, să începem. Am salvat toate pozele pe telefon, o să vi le așfiez undeva pe ecran să vă vorbim despre fiecare mașină. Ce aveam plus, ce aveam minus. Bun, prima mea mașină a fost un Opel Corsa motor, dacă nu mă înșel, 1.2 benzină, nu mă țin minte din ce an era, 97 sau 96. A fost o mașină destul de bună care am ținut-o în jur de 3 luni. Cred că a fost prima mea mașină care, sincer, plecam cu scârții de roți foarte și am tocit roțile foarte rapid la această mașină. Pentru că n-am, neavând experiență, nu știu, mi-aduc aminte că nu acordam prioritate în sensuri giratorii, mă băgam din ce în ce mai tare să fiu eu primul. A fost o mașină bună, pot să zic. Eu am folosit-o în jur de 3 luni, pare și că ai mei părinți au vândut-o. Bun, hai să trecem la următoarea mașină, care am o poveste așa mai lungă și mi-a plăcut foarte mult și, nu știu, am ținut așa la ea. A fost un Fiat Brava. Era în 4 uși, motor 1.9 GTD de 115 cai, dacă mai rețin eu bine de au trecut oricum ceva ani. A fost o mașină care, sincer, am ținut aproape un an de zile, când am vândut-o, sincer, mi-a părut rău puțin după ea. O mașină care era un diesel, ca, sincer, n-am avut foarte multe probleme, doar că motorul nu mai făcea câteodată, figur mi se prea aprindea un injector în bord. Dar în rest, alte probleme n-am întâmpinat deloc. Să mă mai gândesc ce mașini am mai avut eu și mă refer ce eu am avut în plus. Știu că la mașina asta i-am pus de aia de Crăciun, se cheamă că se pune de Crăciun, de aia, în fine. Am folia la capota, cum se va te vedea și în acea poză. Deci am făcut destule chestii cu ea într-un an de zile, iarna, pe zăpadă. I-am pus la un moment dat LED-uri, nu am poze să vă arăt cu ce am făcut la ea, dar sincer am făcut foarte multe chestii și chiar mi-a plăcut. Ca a doua mașină, deci a fost foarte fiabilă, consumă foarte puțin, deci sincer, nu știu, ca valoare știu că am plătit undeva la 1000 și un pic de euro pe ea. Pe vremea aia vorbim de 2013 chiar. Deci, să zicem că Corsa a fost din 97, am dat undeva în jur de 400 de euro, că am cumpărat-o din Italia, ca locuiam în Italia în perioada aia. Bun, hai să vedem ce mașini mai avem pe lângă asta. Aici avem un Opel Astra G. Asta este o mașină care am cumpărat-o, știu când m-am întors eu înapoi în Anglia. Asta se întâmpla în 2016. Era un Opel Astra 1.6-8 valve, o mașină foarte bună, care am dat, nu știu cât am dat pe ea, am dat în jur de 800, nici nu mai rețin bine, 800 sau 900 de euro. Am cumpărat-o de la neamț, am făcut un schimb de distribuție, plăcuțe, frâne, ulei și amortizoare spate și pe aia știu că am plecat cu ea în Anglia, deci a fost o mașină destul de ok. Mi-au plăcut jantele, erau pe 17, chiar destul de simpatică mașină, n-am nimic ca să reproșez. Și-a făcut treaba, însă în Anglia știu că aveam probleme cu bobina, cu bobinele. Am schimbat fișele, am cumpărat bobină nouă și am rezolvat problema, dar eu am plecat în Anglia cu ea pe roți, din România. În trei pistoane mergea, practic, să zicem așa, pentru că dacă una nu prea mergea bine. În fine, am rezolvat chestia asta în Anglia și, sincer, mașina la drumul ăsta lung și a căpătat mai multă viață, parcă. Avea mai multă viteză. Atingea 160 foarte repede, părerea mea. Alte obiecte, ce am mai făcut eu? Am avut și un mic accident care n-a fost din vina mea, a fost din vina altui cuiva. În fine, referitor de mașina, mașina era din 2004, deci cred că cam astea sunt detaliile. Mi-a fost o mașină bună și a făcut treaba, deci pentru mine a fost o mașină fiabilă. Acea mașină, deci nu a avut moarte și după accidentul ăla care m-a lovit cineva în spate. Am mai mers și pe știu că am vândut-o. Bun, hai să vedem ce am mai avut pe viitor. Următoarea mașină după acel, cum se numește, Opel sau Vauxhall,
Am avut un Fiat Grande Punto, motor 1.6, nu, 1.4, 16 valve, 95 de căluți. O mașină din 2006, care, sincer, am fost foarte mulțumit de ea. Bine, am făcut și mici investiții, am schimbat o distribuție, după aia mai aveam niște scurgeri de ulei pe la axul cu came, am făcut și acele cheltuieli. Sincer, au fost niște cheltuieli destul de mari. Distribuția m-a costat undeva în jur de 100 de lire manoperă, la ce am schimbat și la ax, tot așa în jur de 100 și ceva până în 200 de euro, de lire, scuze. Mașina, sincer, am folosit-o, mi-a făcut treaba cu ea, cred că am ținut-o, ceva timp mașina asta, pentru că știu că am vândut-o recent, înainte să plec din Anglia, cu un an în urmă. În 2018 am vândut-o și am cumpărat-o în 2016, pe la sfârșit. Aproximativ 2 ani mașina asta, sincer, este o mașină ok, era în 6 trepte, deci consuma, sincer să zic, puțin, foarte puțin. Mai puțin ca un diesel care l-am avut eu. Bun, mașina a fost fiabilă, deci este bună pentru oraș și nu avea și nu mi-a plăcut mie la mașina asta, nu aveam cruise control. Mereu trebuia să picior pe accelerație. Dar stătea bine la consum, ce-i drept. Aveam niște jante aici pe 18, pe 35 balonul, 225, dacă nu mai știu. Bă, cam asta de spus despre mașina asta. Hai să mai trecem la următoarea. După Fiat am trecut la Saab. Saab-ul are poveste foarte lungă. Am ținut-o în jur de un an de zile, dar am investit cei mai mulți bani în această mașină. Pe această mașină am dat în jur de 1200 am dat pe ea, dar am uitat să precizez ceva despre Fiat. Pe mașina, pe Fiat am dat undeva în jur de 700 sau 800 de lire, dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte exact. Bun, Saab. Hai să trecem. Am trecut 1200 pe ea, am luat-o pentru că vreau să plec în concediu și nu aveam o mașină în momentul ăla de față. Am cumpărat acest Saab, am făcut un schimb de ulei și am plecat cu ea la drum, am plecat în Italia, țin minte, și am avut ceva de kilometri făcut. Am plecat din Anglia până în Italia, să zicem până în Torino, și din Torino am fost până aproape de Roma, aproape de Rimini, la Rimini. Și pe aia înapoi la Torino și pe aia înapoi în Anglia. A fost o mașină super ok, adică nu am întâmpinat nicio problemă până să ajung înapoi. Bine, când pe drum auzeam un sunet de, nu știu cum, fluiera turbina, nu știu, mi se pare poate să chestii normal, nu fluiera foarte urât. Dar după aia când am ajuns în Anglia, a început să scoată fum albastru și deja chestia asta nu prea îmi plăcea mie, pentru că mai ales că am făcut un drum cu ea lung, ne-am forjat-o să zici că așa, am mers cu ea moderat, am mers la o viteză constantă de 130-140, cam așa, nu i-am dat tare, în fine. Am avut o problemă cu ea, după aia am luat turbina pe ulei, sincer, a rămas turbina, deci a rămas accelerația blocată, opreai motorul, nu se întâmpla nimic. Dar la un moment dat s-a oprit, am mânecat-o. După aia, am fost la o diagnoză, lumea spunea că este turbina, ok, că își face regenerarea, în fine, prostii de genul ăsta. Am mai stat vreo 3-4 luni și după aia am schimbat turbina. Am cumpărat o turbină recondiționată, care am plătit undeva la 300 și ceva de lire pe ea. În fine, au fost toate ok. După aia am mai făcut mai multe chestii. Am vopsit jantele albastre, după aia am mai făcut negre, am vopsit de triere. Deci e o poveste mult mai lungă cu această mașină și, într-un final, și cu acea turbină nouă. Și după aia am întâmpinat câteva probleme, pot să zic, nu s-a încheiat totul acolo. Am mai cumpărat alta din dezmembrări și acolo n-am mai avut probleme. Am mai avut probleme cu EGR-ul, care era o chestie destul de normală. Dacă făceam anumite chestii de la început, anulam filtrul de particule, PDF-ul și plus EGR-ul, se adăuga o tăbliță, sincer nu cred că aveam atâtea probleme cu ea. Mașina asta avea un motor de 1.9, TID, 150 de cai, e aceeași motorizare care se găsește și pe Alfa Romeo, și pe ce mai avem, pe Vectra, pe Astra, de 1.9, de 150 de cai, aceeași motorizare. Bun, cam asta a fost mașina și pe aia știu că am vândut într-un final, în fine, nu mai contează.
Hai să trecem la următoarea mașină care o mai avem mai pe listă aici. Avem un nou Audi 80 Coupe, sau mulți dintre voi îl cunoașteți ca Audi S2, pentru că nu se găsește în altă fel. În fine, un motor de 2000 benzină, motor clasic, mașina asta, sincer, am ținut-o foarte puțin. Am primit-o gratis de la un bătrân, am fost să cumpăr o mașină de spălat și mă întreabă acel persoană care am fost să o cumpără, cineva în vârstă, dacă nu mă interesează mașina. Și am zis că, ba da, m-ar interesa, dar care sunt probleme? Sincer, în momentul de față când am luat-o, mașina stătuse undeva la 6-7 ani pe dreapta nemișcată. Deci vă gândesc că avea și ITP-ul expirat de mulți ani, din 2004, țin minte chestia asta, mașina asta am cumpărat-o în 2018. Și, bă, sincer, am zis, hai să caut o platformă dacă e, dar problema avea pompa de benzină, nu pornea mașina. M-am gândit, bă, hai să o iau așa, să o iau așa, să o trag, nu, mai bine iau o platformă. Și am plătit în total, atunci, 140 de lire, parcă, transportul, și am adus mașina acasă, era foarte murdară. O țineam într-un garaj, dar mașina a început să se înverzească, să prinde mâzga aia pe ea. Dar nu a contat, am curățat-o, am făcut-o bine, am polișat-o, am scos, a început să arate altfel mașina. După ce am tarnat, am cumpărat pompa de benzină, am refăcut rezervorul, toate furtunoșele le-am schimbat, pentru că nu erau bune, erau toate ruginite și crăpate. Dar în rest mașina nu avea nicio problemă. Tabla arăta foarte bine, nu avea rugină. Singura rugină care am găsit-o era pe evacuare. Finala la evacuare, țeavă de eșapament, era puțină rugină așa stătută, cu mult alb pe ea. Dar în rest nimic. După aia am avut... faza e că mașina, eu nu m-am gândit, mașina stând pe loc, atât timp, pot să, dacă ea nu merge, mai apar diverse probleme și problema a fost că am pornit-o, sincer, nu mă așteptam să meargă așa bine. Vă dați seama că mașina asta pe dreapta, nici ambreiajul nu mergea, dar rămânea blocat, dar am făcut de câteva ori cu schema oaiele sirigem sau apeși pedala de mai multe ori și pe aia și revine. Am rezolvat și această problemă. Avea o problemă că perdea la servodirecție, perdea lichid. În fine, am pornit-o în ziua aia, știu că am făcut ceva, câteva ture prin curte, pe acolo, pe străduță, unde puteam eu, pentru că trebuia să fac ITP-ul. Am fost și am scos numere, să scot o plăcuță de numere, că una era foarte veche și nu se părea să mai cunoștea. Și am zis că, bă, mă pregătesc de acușa să-i fac ITP-ul. Că, na, asta și vreau. Vreau să mă interesez. În fine. A doua zi m-am trezit că toată apa din motor mi s-a dus în ulei. Și deja acolo, bă, sincer, mașina se putea schimba, deci se făcea motorul, practic se desfăcea, se schimba garnitura de chiloase și rezolvam problema, dar sincer eram așa de dezamăgit, chiar mi-a plăcut enorm de mult mașina aia, chiar aș mai vrea una, era un Audi Audi 80 Coupe sau Coupe sau S2-ul, care la noi, sincer, e foarte scump. Și asigurarea era mică în Anglia la acea mașină, nu știu cum a ținut, 70 de lire, 80 sau 60 de lire. În fine, a fost o mașină de nota 10 din punctul meu de vedere. Bun, hai să trecem, că o să fie un video lung. Nu uitați, puneți o leacă pauză și apăsați și voi un like și lăsați un comentariu. Hai să mai vedem ce mai avem aici. În fine, după ceva timp știu că mi-am mai cumpărat un Opel sau Vauxhall Vectra 2.2 benzină. Era, mi se pare, dacă nu știu dacă scrie ce, SRI-ul, cred că. Era destul de frumos, era un auriu mașina asta, destul de drăguț. Este o mașină din 2002 sau 2003. Jante pe 17 avem pe ea, ce mai avem pe ea? Avea body kit-ul ăsta puțin de OPC, puțin, nu zic, pe vremea lui. Un eleron pe spate, destul de drăguț, mașina îmi plăcea, era foarte stabilă. Când am cumpărat-o, știu că am cumpărat-o undeva cu 300 de lire. Am cumpărat-o undeva la 200 și ceva de kilometri, știu că a doua zi mergeam la muncă, stăteam alea pe internet și am văzut, băi, ce ieftină e mașina asta, mi-a spus cineva că e ieftină, băi, hai să o cumpăr. Am sunat proprietarul, m-am dus la al doilea job, că aveam și altul la al doilea loc de muncă cu showroom-uri curățenii în Anglia și am plecat direct acolo și am cumpărat mașina asta.
Sincer, am cumpărat-o, am fost foarte mulțumit, am avut de schimbat pe spate două amortizoare pe spate, niște mici bucșe pe spate, pentru că nu prea era stabilă în curbe și nu înțelegem de ce țopăie. Bun, a fost dusă la mecanică, a fost rezolvată această problemă. După aia am făcut și un schimb de ulei, deci a fost o mașină de nota 10. Adică, alte probleme n-am întâmpinat, consuma decent, cum plin făceai undeva în jur de 700 de kilometri, la așa, am mers oraș, în fine, dar un plin costa undeva la 60 de lire, dacă nu mă înșel, îi făceam foarte des. Chiar o mașină super ok. În poza asta care ați văzut-o și voi, care am pus-o acum, de fapt era pusă și prima, o am de, atunci a fost, aveam și acel Audi, atunci a fost în ziua aia când am fost și am cumpărat-o cu un băiat, Iulian. O persoană destul de ok. Bun, următoarea mașină. Bine, asta am cumpărat-o mai devreme față de acel Vectra. Bun, hai să zicem despre Vectra. Vectra, cred că am discutat tot ce trebuia. Dacă am uitat ceva, mai lăsați și voi în comentarii ce vreți să mai știți despre el. Bun, trecem la acest Audi A4 din 2002-2003, motor de 2000 benzină ALT de 131 de cai, dacă nu mă înșel, o mașină super bună. Știu că mașina asta am cumpărat de unde m-am mutat ultima dată în Bedford, am plătit foarte puțin pe ea, 650 de lire și a fost o mașină bună, pot să zic. Singura problemă care am avut-o la această mașină, la început, de obicei când mergeam prin oraș, mi se aprindea ESP-ul, ABS-ul, chestii de genul, să rămânea aprinse până porneam din nou mașina. Dar la drum lung, pe autostrăzi, nu am întâmpinat această problemă. Posibil avea, din câte și eu știu că am fost în la un tester și era o problemă destul de mică. Bun, ce am mai făcut cu ea? Am plecat cu ea în România, țin minte, tot în 2018 am plecat cu ea în România. A venit fratele meu, frumusel, am condus-o în doi, nicio problemă, am condus-o și pe acasă, o leacă, i-am schimbat ambreiajul când am lăsat casă, deci probleme nu am întâmpinat cu această mașină, sincer să zic. După aia știu că m-am întors înapoi cu ea și n-am făcut nimica, înainte să plec cu ea am schimbat filtre și ulei și tot ok. Bine, am schimbat și ambreiajul în România, asta am mai spus-o. Am mai fost și cu ea pe la București, pe România, pe aia m-am întors înapoi cu ea în Anglia. Sincer, mașina super ok și chiar i-am dat forță când m-am întors înapoi. 180, 200 și o mașina s-a comportat foarte bine. După când am ajuns în Anglia, mașina a început să se audă evacuarea puțin mai tare. Dar nu avea nicio modificare la evacuare. Și după mai trecuse vreo 2 luni, chiar și poate și mai puțin de 2 luni, a început să facă evacuarea foarte urât. Deci gândiți-vă că mi s-a rupt, este acel țeavă de flexibilă din, nu știu ce era, cauciuc sau, în fine, material și s-a rupt de tot. Și a început să huruie, ziceai că am o evacuare sport, dar de practic nu mai aveam nicio evacuare pentru că s-a rupt, s-a desprins și făcea un ecou foarte mare. Sincer, dacă mergeam, deci nu știu, dacă mergeam la ture mai mici, pe bune, spunea că crapă geamurile la case. Deci a început să sună alarmele, mi-aduc aminte cu ce tare s-a dat acea evacuare. Dar, în fine, după aia știu că am vândut-o, am remediat această problemă, pentru că trebuia să schimb evacuarea și m-a costat foarte mult, dar am improvizat o soluție. În Anglia era cam complicat și am găsit provizorii, bineînțeles, a fost. Am luat o conservă, gen conservă mai mare, am tăiat-o, am pus două coliere, am strâns și deja am redus zgomotul foarte mult. Cam astea a fost cu acest Audi, deci a fost o mașină care m-a întors acasă și era bine dacă rămâneam acasă cu ea. Bun, hai să vedem ce am mai avut. După aia am mai avut acest Audi A4, tot 2000 alete, ăsta l-am avut nu în aceeași perioadă, ba da, în aceeași perioadă, dacă o lună, două în urmă. Această mașină cred că am plătit undeva la 500 de lire sau 600 de lire, nu mă țin minte exact, dar mașina asta, sincer, avea destule probleme, era tot din 2002, dar am fost foarte fascinat când m-am suit în această mașină, sincer. Adică, nu știu, mi-a dat un feeling de ăla de, mă simțeam foarte bine, păream mult mai stabilă pe lângă ce condusem în trecut. Am avut Saab,
Am avut multe alte mașini, dar asta, nu știu, mi-a dat un feeling deja diferit. O mașină, parcă ziceam că e altceva pentru mine. Foarte mulțumit. Singura problemă care avea această mașină era cam cârpită, ce-i drept, că am cumpărat-o de la un samsar englez, care se ocupa cu vânzări de mașini. Ambreiajul era pe ducă, lăsat foarte sus și era foarte neplăcut. Dar această mașină a fost bună. Adică nu am întâmpinat probleme, ceva, nu știu dacă mergea are cont, sincer, nici nu mai rețin. A trecut. Am ținut-o foarte puțin, am ținut-o undeva la 2 săptămâni această mașină, pentru din cauza ambreiajului. Poate sincer că mai ai cu Audile, cam asta a fost părerea mea. Hai să vedem că am mai avut și un Audi A3 1.8, 20 de... un 8 turbo, de fapt, da, V5-ul. O mașină bună, în care am fost cu un prieten și o cumpere, băiat Iulia, în fine. Sincer, lui am găsit o mașină super ieftină, la 300 și ceva de lire, mă știu, 350 de lire. O mașină care și-a făcut treaba, am folosit-o și eu, sincer, când am cumpărat mașina, a rămas uimit ce am găsit în filtrul de aer. Nimic. Filtrul ăla avea filtru. Era gol. În fine, la mașina asta trăgea, s-auzea turbina super bine. Dar sincer mai necesita niște investiții, niște bucșe, torpedou trebuia schimbat că era rupt. Deci, nu știu, persoana care le aveau înainte nu avea grijă de ea. Erau, nu știu, mi se pare că erau niște persoane cu probleme. La care am cumpărat-o, după aia știu că am cumpărat-o eu de la el și după aia am vândut-o înapoi, în fine. Dar a fost o mașină ok, i-am făcut jantele, i-am vopsit jantele, le-am făcut negri și ei trec de roșii. Și după aia, nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea. De fapt, nu. Și el a vândut-o la rândul lui și cam aia a fost povestea. Bun, am revenit. Se pare că am rămas fără baterie la cameră. Bun, hai să vedem ce mașini mai avem pe listă, că mai am o grămadă. O să încerc să fac ceva mai scurt, pentru că o să fie un video super lung. Deci, după aia, după ce acel A3, am avut un Vauxhall Astra, motor de 1.4, 16 valve. Mașina care am folosit-o foarte puțin, deci nu am întâmpinat probleme cu această mașină. Și-a făcut treaba foarte rapid, dar când am cumpărat mașina asta era plină de păr de câine, nu știu de ce. Persoanele respective erau o familie la care am cumpărat-o, dar nu știu, nu aveau grijă de mașina asta de nicio culoare. Asta a fost o mașină care am cumpărat-o, să zicem, spre finalul, înainte să plec din Anglia. Altceva de obiectat la mașina asta, nimic. Avea cauciucuri, unul de un fel, unul de vară, unul de iarnă. Era foarte ciudat mașina asta, dar în fine, la prețul cât valora mașina asta, valora în jur de 300-400 de lire, nu mai mult de atât. Poate 500. Ceva de obiectat, nu. Eu făceam foarte mulți kilometri cu ea și a făcut treaba. Nimic de obiectat, e o mașină de navetă, este ideală, nu consumă nici mult. Mai ales fiind un motor pe benzină. Altele n-am deschis, era din 2003-2004, dacă nu mai rețin, știu că ce am întâmpinat cu ea, avea probleme cu ghereu. Dar în rest, alte probleme nu avea. Hai să mai vedem ce mai este pe listă. Bun, avem așa, un Audi, așa, un, nu un Audi, un BMW 320 Ci 2.2 benzină, 170 de cai. A fost un modelul care l-am avut în două uși, o mașină destul de simpatică, niște jante pe 17 sau pe 18, nici nu mai rețin exact. O mașină care, sincer, mi s-a părut puturoasă. Nu știu, ca mașină. Avea și niște pierderi de ulei, din câte știu eu, din câte mai rețin. Dar bine, nu era nimic grav, era ceva minor. Dar în rest, mașina destul de ok. Piele în interior, o piele gri, dar sincer mi se părea că trage foarte greu. Față de... După aia am mai avut un BMW, aceeași motor, aceeași cod de motor, aceeași așa, și trăgea mult mai bine aceeași cai. În fine, și mi se părea instabile, chiar foarte instabile pe stradă, nu știu de ce, îmi dădea mereu, parcă trăgea de volan cu această mașină. Nu știu, deci care a fost problema. În rest, mi-a plăcut că aveau geamurile pe spate electrice, se deschideau puțin așa și ele. În rest, nu prea multe. Mașina asta parcă era din, nu știu dacă scrie aici, 2001 sau 2002, acest BMW. Consuma mult, nu știu, undeva la
consuma destul de mult, cred că 12, 13, poate și 15%. Dar depinde cum mergeai. Dar cred că la un drum nu consumai mai puțin oleacă. Dar bineînțeles, și 2-2 benzină, vă dați seama. Bun. Hai să trecem la următoarea mașină. Următoarea mașină este un Audi A4 1.8 benzină turbo, care o să am venit și eu acasă. A fost o mașină destul de fiabilă. Știu că am făcut schimbul într-o parcare la Lidl, în Anglia. În fine, asta e, n-am avut unde să schimb și l-am schimbat fix o seară înainte să plec. Am plecat, sincer, n-am întâmplat probleme, n-a consumat ulei tot drumul. Consuma decent, să zic, în funcție cum mergeai. Dacă mergeai, știu, liniștit, consuma ok. Scotea, poate consum la fel ca 2.0 alătău, care l-am avut. Nimic de obiectat, era modelul de 150 de cai, n-avea mai mult de 150 de cai. Era frumos dacă era varianta 4, pentru că n-am așteptat foarte mult iarna și din cauza asta era bine. Culoarea era destul de simpatică, un albastru deschis. Altceva, n-am nimic de obiectat. N-a consumat un gram de ulei, n-a consumat ulei, practic. Am fost bun. Cam asta a fost despre Audi, deci n-am întâmplat niciun fel de problemă. Deci eu o laud această mașină, zice, poate aș mai cumpăra o dată. Altceva, ce să zic, cât am dat pe mașina asta? Undeva la 650 de lei am luat-o de la un polonez. Deja avea schimbat ambreiajul, ținea bine, distribuția schimbată ceva timp în urmă, dar mașina se comporta foarte bine. Mi-era puțină frică. Singura problemă care am avut, o pompa de benzină puțin se auzea șuiera și am schimbat-o. Am găsit una pe eBay, am făcut și un clip cum am schimbat pompa. Deci nu, nimic altceva schimburi de făcut. Ce zic, la altă România am pierdut scutul. Bine, l-am găsit înapoi când m-am întors acasă pe sărăță la mine. Am făcut și câteva mici drifturi cu ea pe zăpadă, să zicem, derapări, să zicem așa. În rest, nimic de obiectat. Puneam de 50 de lei benzină, făceam și eu 70 de km, 80 km, mers prin oraș. Da, vă dați seama. Dacă mergeam puțin mai liniștit, poate făceam 120 de km. Poate. Între ghilimele. Hai să vedem ce mai și mai avem pe listă. Ok. După aia știu că, bine, înainte să-mi iau Audi-le, am avut un BMW 320 2.2 benzină, cu care l-am folosit, l-am ținut o lună de zile. Era aceeași motorizare de 170 de cai, dar sincer, era altceva. Trăgea mașina asta din orice punct de vedere. Am cumpărat-o de la un român, aproape de Londra, parcă. Și am fost foarte mulțumit de această mașină. Mic de obiectat, se comporta foarte bine. Era din 2002, parcă. 2001? 2002, parcă ceva de genul ăsta. Se simțea că era o mașină ok. Tapțiria foarte confortabil, gen scaunele, era foarte confortabil, sincer, stăteam în pauză și vinea să adorm la ce bine să stătea pe aia. Tapțirie crem, n-am poze cu interior să pot vă arăta, dar asta a fost mașina, avea multe chestii, de exemplu pe bord, nu știu dacă poți să vezi, pe parbriz, because it's W, gen. Avea multe chestii drăguțe pe ea atașate, era neagră, geamuri fumurii pe spate, nu știu, mi-a plăcut mult mașina asta. Numai că n-am putut să o aduc acasă pentru că avea impozit extraordinar de mare. Bun, avem și o poză aici pe lateral, bine, o să le vedeți voi prima. Mă uit acum eu la ele, nimic special. După, când m-am întors acum la final, știți foarte bine că mi-am luat un Passat 2.0 ALT, tot aceeași care l-am avut și pe Audi, mașină ok, am mai întâmpinat mici probleme, am mai schimbat un alternator, care na, se mai întâmplă la orice mașină să mai schimbi piese consumabile, să zicem așa, uzabile, care se uzează în timp. Despre ea cred că am mai povestit, știți în mare parte, consumă destul de ok, nu știu, să zicem 11%, 12% consum. Anul știți, este din 2002-2003, parcă. Altceva de obiectat, n-am. Referitor de mașină, în momentan n-am făcut nici investiții extraordinar de mare, în afară de alternator. Am schimbat un senzor de temperatură. Ce am mai avut? Consum de ulei redus. Nu se simte foarte mult. Cam atâta cred. Nu știu, a fost o mașină așa ok. Culoarea e destul de simpatică dacă o speli. Nu este cea mai
top, dar am zis să-mi iau o mașină care să pot să încadrez cu un Audi. Audi A4, cum am avut eu, aceeași, să zicem, pe aceeași platformă, pe aceeași piese, aproximativ, și de asta am ales acest Passat. Bun, după aia, ce mașini am mai avut? Am avut un Mercedes C180 Coupé, motor de 1.8, benzină, cu compresor, care, sincer, mașinuța asta mi-a plăcut, dar păcat că avea probleme cu cutia. Cutia cam cărâia, la început nu cărâia, aerul condiționat mergea, nu știu, mașina asta a mers bine, pot să zic, că am schimbat bujiile, de obicei la majoritatea mașinilor schimb bujiile, filtrele, să nu mă știu eu, ok. Ce n-avea mașina asta? N-avea jojo de ulei. La faza că ți-a indicat calculatorul mașinii, bă, trebuie să pui 1 litru, bă, trebuie să pui 2 litri. Asta era bine, adică indica super bine. Probleme mecanice, nu am avut cu ea, în afară de zis că avea căria cutia și nu puteam să o țin foarte mult. Probleme nu avea, avea, nu știu dacă avea trapă, nu cred că avea trapă. Sincer, puteai să țineți mai multe comenzi, gen, și mașina asta era din 2004, deci nu era foarte nou. Și avea destul de comenzi, gen, când o închideai, rămânea puțin poziția deschisă și pare se închidea, sau când o deschideai, la fel rămânea poziția deschisă. Deci aveam o tehnologie destul de ok. Aveam Bose, sistem audio de la Bose, piele, scaune electrice de la șofer, doar restul era manual, dar nimic de obiectat. Și hai să vorbim despre prima mașină, să zicem prima mașină, prima mașină, prima, când m-am întors din mașina mea cumpărată în 2019 în România. Cea mai mare țeapă. Știu că am vândut Audi-le, nu știu cât am vândut exact, nu mai rețin. Când am vândut Audi-le, a doua zi am fost și încă o mașină. A doua zi, practic l-am vândut noaptea, a venit cineva de la Pitești, a cumpărat Audi-le meu și am luat cu banii, în fine, l-a luat cash. Și după aceea sunt căutat de mașină, cu o seară în urmă, să caut o mașină. Dacă vine cineva să le ia, vă dați seama că rămân fără mașină. Bă, mi-a părut că am făcut treaba aia, mi-a lipsit foarte mult acea mașină. Dar bine. Și am zis, hai să cumpărăm un Golf. Am găsit un Golf super ieftin, 900 era la prețul la vânzare. Bă, eu nu dormisem noaptea aia și, sincer, am făcut o alegere foarte proastă, pentru că mașina n-a fost bună de nimic. Am cumpărat-o fără să aveau mici chestii, mici defecțiuni, rugină, am zis că o remediez. În fin, n-am realizat că sunt în România și că nu e așa de ușor să-ți cumpere o mașină aici. Și după aia am realizat și după aia mi-am dat seama de greșeală făcut. Bun, prea multe de spus, n-am de zis mașina asta, după aia m-a lăsat în drum, că mi-era lumea mai dragă, după ce am găsit ceva bănuț în ea, dar știu că am plătit undeva la 700 sau 600 de euro pe ea. Puțin, dar nu merita bani. După, hai că nu mai avem multe mașini, înainte să cumpăr acel BMW verde, am avut un Renault Megane din 2007-2008, care la fel mașina valorează undeva între 800-600, între 600 și 800 de lire. Motor de 1.4, parcă aveam pe el, dacă nu mai știu, dacă reține bine, 1.4, și-a făcut treaba, am ținut-o aproximativ o lună de zile, nici economică nu a fost, dar nici foarte, se consumă foarte mult. Și asta avea niște probleme cu uleiul, niște pierderi de ulei. În fine, după aia am vândut-o, dar știu că am făcut treaba, că o țineam în roșu, bani mergeam, dar nu prindea foarte mult, ce-i drept. Cred că am prins cel mai mult 100 de mile, deci 150-160 km, ceva de genul. În rest, aveau șantele frumoase, am făcut și un review despre ea, dar trebuie să vă uitați cu mult, mult, mult timp în urmă și o să-l găsiți. Cam asta a fost despre ea și hai să vedem un Renault Clio din 2003 care l-am dat la schimb pe acel Audi 80 care era defect, care mi s-a stricat. Sincer, a fost o mașină destul de ok, avea faruri noi, trapă, era automat, nimic de obiectat, motor de 1.4. Nu consumă foarte mult, îți făceai treabă, era o mașină de oraș. Sincer, avea un sunet specific de la o roală, sau de... Dar era destul de simpatică ca mașină, deci nimic de obiectat. Mi-a plăcut, după aceea știu că am dat unui prieten. Altceva n-am de zis despre mașină. Chiar era drăguț că era automată.
Interiorul era totul crem, sincer, când am cumpărat mașina asta era foarte mare, dar nu știu, mașina asta valorează undeva între 300 și 500 de lire, nu mai mult. Hai să mai vedem. După, în 2016, prin vară, am vândut o mașină, care o să vi-o arăt după aia. Și am zis, bă, hai să cumpăr și o mașină, că rămăsesem fără mașină, mai aveam eu niște bani și mi-am cumpărat un Opel Vectra, un 8 benzină, mașină destul de ok, la prima vedere. Am cumpărat-o cu foarte puțin bani, 800 de euro din România, cu numere de Anglia, avea și asigurare, deci era ok. Bine, chiar dacă ar fi fost ea pe nașpa, cum ar fi fost, nu contează, important că am putut să o conduc. Era gri, 4 uși, un spațiu, un portbagaj imens, am cumpărat multe chestii cu ea, adică, nu știu, baxuri de apă, de suc, de vin, ce mai cum. Mai cumpărat și mai puneam în ea, sincer, și mi-a ajuns foarte mult acest spațiu. Singura problemă era că creștea temperatura, facea presiune în borcan și nu știam de ce. Bă, a fost la cineva, toți mă ducea cu zau, zicea, bă, că ar fi chiloasă, 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 calitura de chiloasă. Bă, și-am găsit altul, am să merg la o diagnoză. Bă, dintr-o dată a făcut o presiune mare, nimic. Și nu înțelegeau de ce. Mi-au scos termostatul, au scos toate semnele și au scos termostatul pe deschis gen. Și nu mai avem nicio problemă cu el. Deci, să zic că mai era problema cu el, dar în rest, altă problemă, la pornire, nu știu ce. N-am putut să o înțeleg niciodată. Bujiile nu le-am schimbat, dacă nu mă înșel, nu le-am schimbat, dar avea o problemă. Posibil să fie de la bobine. Avea o problemă, gen, nu stătea la ralente, murea motorul când îmi pornea. Nu mereu, avea momente. Dacă gen ține piciorul pe accelerație înainte să pornești, câteva secunde pe aia lua și pe aia porne, nu se întâmplă treaba asta, dar nu știu de ce. Bun, și ultima mea mașină care am avut o experiență neplăcută este un Opel Astra sau Vauxhall Astra 2000 diesel. Mi se pare că avea și turbo mașina asta. Presupun că da. Și asta a fost, cred că, prima mea mașină cumpărată în Anglia. Sincer, când am cumpărat-o, am fost pe jos, știu, că nu aveam mașină și nu puteam, nu aveam ce să ajung, nu m-a ajutat nimeni, cum știam pe nimeni, să mă ducă până... Și am zis, hai să merg pe jos. Am mers 3-4 km pe jos, am văzut mașina, am vrut să o cumpăr, am cumpărat-o, mi-a dus proprietarul mașina acasă, pentru că acolo vă trebuie asigurare pe numele vostru, să puteți să vă cumpăra o mașină sau alte chestii, sau un test drive, gen. Am fost foarte mulțumit la prima vedere, mai ales fiind prima mea mașină cumpărată în Anglia. Nu am dat mult pe ea, știu că am dat undeva la 350 de lire, parcă. Mi-a dus acasă, erau niște spanioli, parcă, de care am cumpărat-o. La prima vedere nu era nimic grav. Temperatura la apă stătea foarte ciudat, nu stătea mereu la jumătate bască de ea. În fine, nu era o problemă asta, vă dați seama. În fine, am făcut... Am schimbat cauciucul la un moment dat, m-am gândit să plec cu ea în România. Și am plecat cu ea în România, din Anglia. Și am schimbat cauciucul pe spate și am luat un litru de ulei, 2 litri, am în mașină acolo, mi-am umplut mașina cu bagaje full. Țin să precizez că când am ajuns cu ea în România, am aflat că aveam un arc sau două rupt pe spate. Nici o problemă, eu am încărcat mașina asta full, am ajuns acasă. De fapt, n-am ajuns acasă, că mi s-a stricat mașina la Bulgari. Nu la Bulgari, în Ungaria. Dar primul semn mi l-a dat înainte să ies din Anglia. Mi s-a prins să check engine-ul, acel martor motor, un anumit senzor al motorului și mai nimic. Am oprit și am pornit și am dat. Țin speriat, dar a fost ok. Am plecat. Am făcut Germania. La fel și în Germania s-a mai prins o dată. Nu contează. Aia mai dat și am plecat. Și după aia m-am oprit. Am ajuns în Ungaria aproape. Mai aveam puțin până la Budapesta. Nu foarte mult. Și m-am oprit și am zis să dormim, că nu mai puteam, era o 3 noapte. În fine, ne-am oprit, am văzut că mașina nu părea, mai avea puterea aia să tragă, dar nu înțelegeam de ce. În fine, a doua zi am plecat, practic ce s-a întâmplat, dar am plecat, am plecat din parcarea aia, nu mai știu unde era parcarea aia, exact, înainte de Budapesta. În fine, am ajuns la destinație, nu destinație, am plecat și eu din parcarea aia, am dat să plec, nu merg nici 5-10 km, pe dintr-o dată s-a prins iar martora motor, mașina nu mai trăgea, a început să scoată fum,
și nu știam de ce. Stăteam așa mirat și mă uitam, wow, ce scoate fum mașina asta? Și s-a aflat că pierd motorină. Și m-am oprit un pic, eu da, nu aveam. Și am zis, hai să punem niște apă pe motor. Și fix asta am făcut, am marcat cu bidon de apă pe motor să stâng focul ăla. Focul, fumul ăla care era o leac s-o făcuse. În fine, după aia am... Mi-a dat seama că dacă pățesc chestia asta în Ungaria, este de bele, mai ales la Budapesta. Am plătit transportul să vină o platformă, să-i mama și să mă duc la primul service. Vă 200 și ceva de euro, parcă. Dar foarte, 2 km am mers. În fine, și la service am mai plătit 150 să schimbe niște furtune de la retușe tur, pentru că alea mi s-au defectat. De la tur erau din... cred că erau alea din cauciuc. Și de la retur erau de la metalice. Și mi-a schimbat câteva furtune, cred că toate că erau, care erau sparte. Da, mașina fiind veche, vă dați seama și voi. Na, a fost problema asta. Și după aia m-am stat acasă, deci na. Am avut și o leacă de cheltuială, dar nu a fost nimic grav, ca prima mea experiență să plec din Anglia până în România. Chiar mi-a dor să mai fac niște drumuri de-astea, sincer. A fost o experiență destul de faină, îmi lipsesc, dar asta este. Poate într-o zi, nu se știe niciodată. Bun, cam asta a fost clipul, prieteni, a fost foarte lung. Nu știu dacă mai are baterie camera. Nu, asta a fost tot clipul. Eu vă salut și aveți grijă de voi. Și ne vedem curând cu alte noi clipuri. Sper că v-a plăcut clipul cu Skoda, care l-am filmat el. Un mic test drive l-am făcut și eu, cum am putut și cam atât. Eu vă salut. Pa, pa!